Roiuri de insecte au invadat municipiul Târgu Jiu, oamenii se plâng și spun că nu mai suportă disconfortul creat de aceste insecte minuscule. Deși o dezinsecție în municipiul Târgu Jiu a fost făcută chiar în acest weekend, musculițele s-au înmulțit în loc să dispară. Autoritățile locale au spus că este nevoie de o dezinsecție aeriană în tot gorjul pentru a scăpa de ele, numai că susțin că acest lucru este imposibil. Motivul, soluțiile care ar trebui folosite pentru combaterea insectelor sunt periculoase pentru populație. Războiul cu musculițele din municipiul Târgu Jiu este unul de lungă durată, o spune primarul Marcel Romanescu, care este depășit de situație și așteaptă soluții de la nivel central pentru a scăpa de insectele care au invadat orașul. Am spus, este o invazie a musculițelor de tomate, așa înțeleg. Prima dată s-au dezvoltat undeva în zona Africii, după aceea au evoluat spre Europa și constat că ajung în marea majoritate a orașelor care dețin și suprafețe întinse de luciu de apă. Da, și plante și culturi, va fi foarte dificil. E un război de lungă durată și sperăm ca de la nivel național să putem primi un semnal. Adică să ni se spună exact, domnule, ce ar trebui să faceți în acest război pe care îl ducem cu musculițele de pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Jiu. Dezinsecția a fost făcută chiar weekendul trecut în municipiul Târgu Jiu, însă musculițele nu au dispărut, ba din contră, s-au înmulțit. Parcă nu mai este la nivelul zilelor trecute. Noi, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență, încercăm să punem în discuție acest subiect. Nu știu dacă se încadrează neapărat pe o situație de urgență, mai ales că în perioada anterioară am avut și acele dezinsecții la nivelul solului, am avut și dezinsecția de la nivel aerian, dar sâmbătă dimineața. Vedem că tratamentul pe care noi l-am folosit pentru dezinsecție de la nivelul municipiului Târgu Jiu nu a avut efectul maxim scontat. Eu cred că a avut ceva efecte pentru că pe grupul nostru de primari de municipii ținem legătura și se pare că este o invazie nu la nivelul municipiului, ci la nivel național. La nivelul municipiului Târgu Jiu, ci la nivel național și încercăm să găsim tot felul de soluții. E adevărat că sunt câteva propuneri cu substanțe pe care le-am putea folosi pentru a elimina musculițele, însă substanțele sunt dăunătoare cetățenilor. Și când ai de ales între cele două variante, mai ales că trebuie să obții și avizul DSP-ului, cred că nimeni nu se riscă cu sănătatea cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Substanțele pe care noi le-am folosit acum, le foloseam în trecut pentru împotriva țânțarilor. Da? Culmea este că în Târgu Jiu observ că nu mai sunt țânțari și înseamnă că efectul substanței se vede, dar avem musculiți. Oamenii se plâng și spun că este aproape imposibilă deplasarea în aer liber. Musculițele se pun peste tot, iar disconfortul produs de insecte este insuportabil. Sunt deranjante, dar să dăm cu soluție pentru ele, pentru sunt prea multe musculițe. Deși căldura asta, soarele, căldura. Au mai fost până acum, în anii trecuți? Au mai fost, dar nu chiar așa mult. Am mai fost până acum. Anul ăsta chiar că sunt multe. Este insuportabilă de fapt. E insuportabilă. Mă duc la o tereasă să beau ceva, un suc, sunt numai musculițe, nu pot să stau la tereasă. Sunt numai musculițe. Băi, într-un ochi. În ochi, pe gură, în gură, pe nas. Dar ce să facem? Asta e. Ne ștergem, ne mai suflăm, asta e. Te-ați mai întâlnit până acum? Nu. Ce să fac? Degeaba le omoară dacă e cald. Căldura asta le mulțește repede. Da. Și a zis Romanescu că dă cu avionul și le distruge. Dar văd că nu-i nimic, a râs tot la fel. Parcă s-au mai și mulțit. Păi, cred că. Ce să vă zic? Este un disconfort general, așa. Aoleu, țintă noi, te mănâncă, nu-i deloc bine. Au mai fost și în alți ani sau este primul an? Dom'le, din câte știu, am mai fost și în alți ani. Dar parcă era altă culoare la ele. Ăstea sunt negre. Deci, ce o să zic? O invazie, da, de unde dracu vine, nu știu. Veni din țările africane sau asiatice. Până acum nu. Deci până acum nu, dar mai ales că merg în fiecare zi câte două, trei drumuri, ne punem fața plină de musculițe și nu poți nici să respiri. Au zis că dă cu soluții, dar...
A fost o dezinsecție chiar în acest weekend, dar parcă s-au înmulțit. Dacă nu dau toate primăriile, nu cred că se poate face numai Târgu Jiu. Deci degeaba dă primarul din Târgu Jiu dacă nu dau și ceilalți, pentru că și la țară. Noi avem casă la Stolojan și la țară e aceeași problemă. Autoritățile deci nu... județene au anunțat că substanțele ce ar trebui folosite ar fi periculoase pentru populație, de aceea nu se face o dezinsecție aeriană la nivel de județ. Pe o parte e rău că dăunează sănătății, pe partea cealaltă e incomod, e rău pentru noi, pentru că, de exemplu, îți intră în ochi, îți intră în gură, nu poți să respiri de ele, deci nu... A mai fost, doamnă, până acum așa ceva? Din la anii care am eu, până acum nu. Între țânțar, da, dar musculițe cum ca anul ăsta, nu. Niciodată, adică cel puțin eu n-am nimerit până acum. Invazia de musculițe este întâlnită în toate județele din țară, nu numai la Târgu Jiu. Oamenii se întreabă de unde vin aceste insecte care le fac viața un adevărat calvar. La noi, în Valea Jiului, de 10 ori mai mult decât aici, că de acolo vin. Deci, pe cuvânt, dacă nu. Și seara, și dimineața, și noaptea, și peste tot, numai din asta. Așa ceva eu n-am văzut de când ziua. Deci n-am văzut, n-am putut să văd așa ceva. Din ce cauză, nu știu. Sau, cum se spune și cu nenorocirile astea, cu... ploile care probabil că cineva le dă peste cap. Și nu numai la noi, începând din Spania și până părțile astea alte, e nenorocere. Din ce nu știu. În toată țara, în toate peste tot, peste tot, peste tot, dar din ce cauză, nu știu și de unde au venit, nu știu. Sunt deranjante? Foarte, foarte, dar n-avem ce face. Musculițele s-au înmulțit alarmant din cauza căldurii, iar dacă nu prezintă niciun pericol pentru cetățeni, micile insecte sunt foarte săcăitoare. Îți intră în nas, în gură, în ochi sau se așează pe haine și pe piele, sentimentul fiind unul extrem de neplăcut.